Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănciu sunt astăzi, înaintea primului meci oficial al Politehnicii pe 2021, joi în Cupa României, Optimea cu Astra Giurgiu, de la ora 17:45, pe stadionul Dampăl Tinișanu. Facem o emisiune puțin mai altfel, evident, legată tot de Politehnica, tot de fotbal. Invitat îl avem pe domnul Alin Socol, este consilierul pe probleme juridice al clubului de fotbal Politehnica Timișoara. Aline, îmi permis să spun așa pentru că ne chiar cunoaște. Chiar te rog, David. Bine ai venit în premieră în această emisiune și este și pentru mine o premieră, deși fac emisiuni din 1995 la televiziune, dar niciodată nu am făcut o emisiune care să trateze dreptul în planul fotbalului. Dreptul, un plan avocățesc, să zic așa. Da. Tavi, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, bună ziua ție și telespectatorilor care ne privesc. Este un pic atipică această prezența mea în condițiile în care m-ai scos un pic din tiparul obișnuit, în condițiile în care eu sunt obișnuit să apar la televiziuni pe chestiuni de drept. Are legătură cu dreptul și această prezența mea în calitate de consilier personal pe probleme de drept al domnului rector Șerban, președintele clubului ASU Poli Timișoara. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru emisiune și sper să fie de bun augur pentru suporterii poliști ceea ce dezbatem noi astăzi. Da. Aline, vreau să începem cu cel mai arzător subiect, mai ales în contextul în care în 4 decembrie, la finalul acestui an, vom aniversa centenarul Politehnicii Timișoara al clubului de fotbal și cu toții ne dorim ca odată și odată să se întoarcă acasă palmaresul istoric al acestei grupări fotbalistice care a adus atâta glorie Banatului și în general României, pentru că vorbim și de prezență în cupele europene cu rezultate deosebite, eliminarea lui Celtic Glasgow, Atletico Madrid și așa mai departe. Știu că te ocupi de această problemă a palmaresului, înțeleg că va fi cât de curând și un proces pe rol în acest sens, te rog frumos să ne dai detalii. Este o întrebare arzătoare pentru toți suporterii poliști și necesită și un răspuns pe măsură. Este adevărat că mă ocup de această chestiune, dar nu mă ocup singur, mă ocup împreună cu colegii mei de la Cluj-Napoca, împreună cu societatea de avocatură condusă de profesorul Radu Chiriță. Suntem în fază de finalizare a acțiunii în proporție de 90-95%. Urmează să ne mai dăm niște feedback-uri reciproce din punct de vedere juridic, după care o să înaintăm această acțiune în instanță. Natural, lucrăm la club pe mai multe fronturi și pe plan sportiv încercăm să promovăm, să aducem Politehnica acolo unde este locul și dacă ne ajută Dumnezeu să promovăm în Liga 1. Iar această promovare în Liga 1, dacă se încununează și cu obținerea palmaresului, ar fi extraordinar. Însă task-urile mele la club nu sunt privite doar din prisma palmaresului. Am mai multe task-uri la club, dacă da, vreți să le explicăm pentru telespectatorii noștri. Îndeletnicit. Cu părul puțin mai alb, da. Da, task-uri înseamnă obiective. Obiectul de activitate al meu este și o problemă care mă ocup împreună cu președintele clubului pe reorganizarea clubului în ceea ce privește transferul sau trecerea pe societate pe acțiuni. Da, avem mai multe. Aline, ai luat-o mult pe repede înainte. Obiective care trebuie să le îndeplinim având în vedere că centenarul bate la ușă. Da, vreau să rămânem pe îndelete la fiecare subiect. Sigur că da. Să vedem cu palmaresul cum e. Unde estimezi, la cine estimezi că se află palmaresul acum? Este o nebuloasă pe care nu știu cine o poate descurca. Dintre noi ăștia profani care nu avem treabă cu noțiunile de drept. Pentru că m-ați întrebat sau m-ați chestionat pe o chestiune strict juridică, în condițiile în care nu am dat drumul încă la acțiunea civilă cu privire la acest palmares, nu aș vrea să dezavuez acum să scot mijloacele de apărare ale noastre în condițiile în care ne ocupăm și ne preocupă acest aspect. Iar în momentul în care vom finaliza acest
demers juridic pendinte și îl vom introduce în instanță, normal, cu mare drag, vin în fața dumneavoastră și vă explic care sunt apărările noastre sau fundamentele juridice pentru care am plecat la acest drum. Este o discuție pe care am avut-o și cu președintele FRFR, domnul Răzvan Burleanu, joi, după meciul de futsal România-Serbia disputat aici la Timișoara, în sala Constantin Jude. Această problemă a clonelor, așa zisele clone, cluburi de fotbal din România, este o problemă pe care o mai întâlnim doar în unele țări din Europa de Est. Este cu totul anormal, spun eu, ca un palmares. De exemplu, luăm chiar palmaresul care ne interesează pe noi, al Politehnicii Timișoara, club înființat de către actuala Universitate Politehnică, se numea Școala Politehnică pe atunci, în 1921. De fapt, a fost înființat încă din 1920, imediat după înființarea Instituției de Învățământ Superior, însă, din punct de vedere statutar, la 4 decembrie 1921 s-a parafat această înființare. Și la începutul anilor 90, imediat după Revoluție, guvernul României, legile au fost de așa natură încât cluburile, așa zis, departamentale, cum și Politehnica aparținea de Institutul Politehnic Traian Voia, cum se numea pe atunci, când și eu eram student la mecanică, la TCM, și mi-am amintesc foarte bine acele vremuri. Deci atunci Politehnica, vorbesc de clubul de fotbal, a fost obligat să iasă de sub tutela instituției de învățământ superior. A fost așa zisa asociația membrilor fondatori cu domnul Viorel Boi și toți care au mai fost, care au dus echipa mai departe câțiva ani, mă rog, a venit domnul Seracin, domnul Zambons, apoi după domnul Zambons a ales praful. Și eu zic că este cu totul nepotrivit ca un palmares de construit în zeci de ani de o instituție de învățământ superior să ajungă pe mâna oricui. Și acum, iată, să ne luptăm după 100 de ani să ne recăpătăm acest palmares, care este un drept, vorbesc la persoana întâi plural, mă simt parte a acestei minunate universități, fiind și purtător de cuvânt, având această onoare la Politehnica Timișoara, la fotbal. Eu zic că este o problemă care pornește din construcția legilor existente în acest moment în România. Nu este normal să se întâmple așa. Mâine vine un alt privat, desfințează clubul, are drept de viață și de moarte asupra decenii de construcție. Asta nu înțeleg. Tavi, știi care este marea problema noastră? Noi ar trebui să lucrăm și o facem, cel puțin eu, de 6 luni de zile, de când lucrez oficial cu domnul rector Șerban, neoficial la acest proiect de un an jumătate, lucrăm împreună la dezvoltarea acestui proiect pe partea juridică, pe orizontală și verticală. Problema este următoarea, sau cel puțin așa văd eu lucrurile. Cred că ar trebui să ne aplicăm foarte serios din punct de vedere juridic în momentul în care consolidăm un club, pentru a nu mai ajunge în situația care am avut-o nefericită cu acel Zambon, iar acest club să rămână efectiv în prezent și în viitor sub tutela Politehnicii și a suporterilor Timișoarei, a drucheriei. Deci trebuie să gândim și de aceea încercăm să ne focalizăm și pe această organizare a clubului, astfel încât majoritatea acțiunilor, dacă trecem pe o societate pe acțiuni, să rămână al 51% a Politehnicii, Universitatea Politehnică și a drucheriei. Deci ca să nu se mai întâmple pe viitor să avem aceste situații nebuloase și să ne creeze atâtea inconveniente. Da, domnul avocat, dar ce facem dacă peste un an Parlamentul sau Guvernul dă o lege că Universitatea Politehnică, precum toate universitățile din țară, nu mai au dreptul să aibă acțiuni?
sau participare la o echipă de fotbal, cum s-a întâmplat în anii 90. Există, Tavi, și instrumente juridice, dacă chiar se întâmplă aceste aspecte legislative, instrumente juridice prin care putem să atacăm eventualele modificări legislative care sunt în afara legii, în afara Constituției României. Există excepții de neconstituționalitate pe care putem să le uzăm sau de care putem să uzităm pentru a nu se ajunge în aceste situații. Deci, de aceea am acceptat cu mare drag invitația domnului rector Șerban. Îi spun rector pentru că eu m-am obișnuit cu domnul Șerban în condițiile în care reprezentam universitatea când însul era rector. Păi am observat că așa se și obișnuiește domnul Carții și a rămas tot domnul rector când ne întâlnim cu domnia sa și așa mai departe. Asta nu înseamnă că n-am un respect deosebit și pentru față de profesorul de față de rectorul domnul Drăgan, pe care îl știu și îl apreciez. Care de asemenea este un om deosebit și de sport, pentru că a fost președintele clubului de fotbal. Noi trebuie să ne bucurăm cu toții și nu spun din prisma calității mele la Politehnică, la ASU Poli Timișoara, trebuie să ne bucurăm de prezența domnului Șerban, domnului profesor Șerban în fruntea acestui club, care este nu numai un om deosebit, este și un om de sport. Și acest lucru contează enorm. Și un mare polist. Și un mare polist în condițiile încă în care din 1973. Este cu trup și suflet alături de această echipă și spun eu că în ultima perioadă, de când a preluat dânsul și s-a implicat mai mult și a permis și faptul că nu mai este rector, rezultatele se văd. Poli este pe locul 5 cu șanse reale, spun eu, de a intra în play-off și de ce nu de a promova în Liga 1. Da. Deziderat pe care îl vrem cu toții sau ne-l dorim cu toții. Da. Ultima întrebare legată de palmares. Există vreo șansă ca la 4 decembrie palmaresul deja să fie din punct de vedere oficial aici? Există șansa în condițiile în care eu sper în maxim o lună să-l introducem pe rolul instanței. Dacă nu mai avem surprize neplăcute cu această pandemie, se blocheze instanțele. Da, da, da. Eu preconizez că o să primim termene undeva prin martie, o să avem termen. Îmi spun undeva prin iunie, în iulie, când se intre în vacanța asta judecătorească, să avem o primă soluție a instanței de fond. Până în 4 decembrie, v-am spus, depinde, sunt chestiuni administrative de stabilire a termenelor și de proceduri de administrare a probelor. Noi sperăm că până în 4 decembrie vom obține ceea ce ne dorim cu toții. Da. Noi așteptăm cât mai repede o decizie definitivă, fără nicio cale de recurs prin care să revină acasă acest palmares centenar. Trecem la următorul subiect. Domnul profesor, domnul rector Șerban a pomenit în toamnă aici, în acest platou de televiziune, despre ideea, despre proiectul transformării clubului de fotbal Politehnica într-o societate pe acțiuni. Da, nu este un, nu ne ascundem, este și acesta un obiectiv, un alt task al nostru. Este adevărat, m-a preocupat și pe mine și pe domnul președinte Șerban acest aspect, însă lucrăm de asemenea cu alți colegi, avocați pe drept societar, care să ajungem la un numitor comun, să luăm o decizie sau decizia cea mai bună în interesul Politehnicii, astfel încât să facem o societate în care 51% să aparțină Politehnicii Timișoara, Universității Politehnice. Nu 50% plus 1? 50 plus 1 împreună cu drucheria. Și la acest aspect lucrăm. E așa zis un model german. Model german, da. Cred că și chiar în platoul la dumneavoastră domnul rector a povestit un pic despre acest model. Da, este un model german pe care noi îl îmbrățișăm și cred că este cel mai fezabil la acest moment pentru Timișoara. Să sperăm că odată cu trecerea pandemiei și cu promovarea Politehnicii în Liga 1 o să vină și sponsor lângă această echipă, iar împreună cu toți să punem umărul să dezvoltăm acest proiect, cum v-am spus, pe toate palierele. Da, să sperăm că peste măcar 2-3 ani, nu știu cât
poate dura construcția unui stadion nou. Adică vedem cât durează în alte părți, nu știu cât poate dura. Și acolo avem o problemă cu logistica. O problemă majoră, esențială. Sper ca, eu știu, noua conducere a orașului, a județului să-și îndrepte foarte, foarte serios atenția, pentru că s-ar putea să fim de râsul lumii, adică să promovăm și să fim nevoiți să jucăm pe la Drobeta Turnul Severin. În condițiile în care la Arad e clar că va ieși război dacă se va aduce Poli să joace acolo pe teren propriu. Da, deci asta este o țintă mai de viitor, înțeleg, această transformare în societate pe acțiuni. Sau nu este o țintă, nu este poate... o țintă de viitor, poate și anul acesta. Da? Este o chestiune, încercăm să avem o politică a pașilor mărunți și o politică a pașilor mărunți făcuți corect din punct de vedere juridic. Da. Și de aceea trebuie să analizăm toate situațiile juridice care comportă discuții pentru a nu mai avea neplăceri cum vedem la alte cluburi. S-a ajuns, de exemplu, în Liga 1, eu dezavăz acest lucru și n-am nimica cu aceste echipe, Chiașna, Voluntari, Clinceni, Chiașna în Liga 2, Voluntari, Clinceni, nu prea, eu cred că în Liga, în locul echipelor în Liga 1 ar fi acelea de tradiție. Da, dar nimeni nu-i devină că la Clinceni e seriozitate, de exemplu. E adevărat. Valoare că, uite, Clinceniu e pe loc de play-off și așa mai departe. Nu-ți ascund că în urmă cu un an jumătate am plecat la un drum neoficial, din punct de vedere neoficial, la un proiect cu domnul rector, în care încercăm să dezvoltăm o chestiune unicată la nivel de țară, lucru confirmat și de prezența președintelui FRF de săptămâna trecută, de a avut discuții cu domnul președinte, prin care încercăm să dezvoltăm un proiect pe branduri, pe sistem piramidal, încercând să aducem lângă noi boateurile din periurbanul Timișoarei, din periurbanul Timișoarei, cu o alimentare a sportivilor de care fac performanță și sunt de viitor, către Politehnica Timișoara. Am avut o această discuție în urmă cu vreo două săptămâni cu primarul Comunei Dumbrăvița, cu care, împreună cu domnul rector, care am stabilit niște ținte privitoare la o nouă colaborare pe susținerea acestui brand, în condițiile în care, dumneavoastră știți, poate lumea nu știe, la nivel de 2018, personal am constituit, din punct de vedere juridic, Clubul Sportiv de Utilitate Publică CSC Dumbrăvița. Înființând de la zero această entitate juridică, am adus în club, eram consilier local la momentul respectiv la Dumbrăvița, am adus în club doi foști poliști, Macavei și Bătrânu. Da, Florin Macavei chiar a fost într-un serial la noi aici, la istoria fotbalului. Florin Bătrânu mi-a promis că în viitor va fi și el prezent. Da, doi oameni care au scris istorie pentru Poli acum un sfert de veac, sigur. Oameni de fotbal și împreună cu ei am încercat să dezvoltăm o academie de fotbal la Dumbrăvița, au vreo 200 de copii angrenați în acest proiect, iar printr-o colaborare cu Politehnica să ajungem să facem un schimb de experiență a antrenorilor noștri cu antrenorii lor, pentru a gândi aceeași filozofie de joc și de a alimenta acest brand Poli Timișoara. În condițiile în care Dumbrăvița va rămâne în Liga 3, eu zic că este foarte utilă această colaborare și pentru Politehnica, pentru ASU Poli, pentru a da posibilitatea jucătorilor mai tineri de la Politehnica să se rodeze, care nu prind lotul, dacă ne ajută Dumnezeu să promovăm în Liga 1, să se rodeze în Liga 3. Deci și pe acest aspect lucrăm și spun eu, este un proiect de viitor prin care putem să ne dezvoltăm ca și club. Da, în legătură cu aceste parteneriate, anul trecut a fost un an foarte rodnic pentru Poli. S-au semnat astfel de colaborări cu două cluburi timișorene de mare tradiție, Auto și Electrica, de asemenea cu primăria din Becicăre cu un mic
junior de la Poli, jucând în sezonul de toamnă, incorpore cu antrenor, cu tot cu antrenorul Iulian Prodana, sub culorile Fortunei din localitate, pentru, în Liga a treia. Este un model pe care eu l-am prins când eram copil, în anii 70, în anii 80, tot ce era mai valoros în județ mergea evident către Poli Timișoara, în schimb Poli dădea la schimb jucători tineri care să se rodeze acolo sau jucători spre final de carieră care aduceau un plusul de experiență, cum Mehedințu s-a dus la UMT, eu știu, Tavi Roșca la CFR pe final de carieră. Deci și a fost o piramidă foarte, foarte bine pusă la punct atunci în fotbalul timișorean. Era Poli în vârf, în divizia A în general, că a mai fost și prin divizia B. Era CFR, UMT, chiar Progresul, Timișoara în divizia B, a mai venit și Vulturii Lugoj un pic. În divizia C, nu mai zic, era o sumedenie de echipe, sunt Nicolau, era Jimbolia, Obilis, sunt Martinu, Sârbesc, Unirea Tomnatic. Era o... Din păcate, toate astea s-au pierdut după Revoluție. E foarte bine că se lucrează din nou în acest sens. Se lucrează. Ideea este că am ajuns la acest proiect sau să gândim acest proiect în condițiile în care, cu părere de rău, spun eu și cred că ai observat și tu, nu avem o strategie națională pentru sport. Și asta este o mare problemă a țării astea. Și domnul Buleanu, cum privește această strategie, acest proiect? Cât mi-a transmis mie președintele clubului, domnul rector Șerban, a fost foarte încântat și a zis că este un proiect unicat la nivel de țară. Asta apropo de faptul că totuși trebuie să fim fruncea, nu? Da. În toate chestiunile bune, spun eu. Să fim înainte mergători. Este un proiect unicat la nivel de țară, la nivel exterior, extern, la Bilbao am mai văzut așa ceva, deci prin Spania. În țara Bașcilor. Iau și o chestiune de naționalitate așa acolo. Este. Dar i-a transmis domnului rector că îl va sprijini în toate aceste demersuri pentru că i s-a apărut un proiect de viitor și un proiect chiar realizabil și fezabil pentru dezvoltarea Politehnicii. Este clar că noi numai prin creșterea copiilor și dezvoltarea acestui proiect putem să ne dezvoltăm armonios și putem să ne dezvoltăm corect. Toată lumea își dorește la un moment dat să ne autofinanțăm, pentru că asta este dezideratul tuturor. Și atunci, cum ne putem autofinanța? Numai crescând copiii și evoluând în acest proiect. Da, iată, stimați telespectatori și online, care ne priviți de peste tot din lumea asta, adică puteți să o faceți, nu știu dacă o și faceți, trei subiecte foarte importante pe care le-am atins în această emisiune: problema palmaresului polist, mai ales în contextul centenarului din decembrie acest an, problema transformării clubului de fotbal în societate pe acțiuni și acest parteneriat, această piramidă care se construiește din nou după foarte mulți ani în fotbalul timișorean. Domnul Alin Socol ne-a explicat foarte bine și atât cât poate să o facă, pentru că sunt tot felul de detalii care, desigur, nu pot fi încă dezvăluite, dar vă promit că îl vom vedea mai des în emisiune, mai ales că este, figurează în organigrama oficială a clubului de fotbal, organigramă pe care o puteți vedea pe site-ul asepolitehnica.upt.ro, site de care mă ocup în exclusivitate. Alin Socol, te rog frumos un ultim gând pentru telespectatorii noștri la emisiunea de astăzi. Le doresc multă sănătate, suntem într-o perioadă tare ciudată pentru toată lumea, neprevăzută pentru toată lumea, multă sănătate și să aibă încredere în acest proiect, să sprijine acest club și să dea Dumnezeu să, când tragem linie la finalul sezonului, la îndeplinirea acestui centenar, să ne găsească promovați în Liga 1 și, de ce nu, cu palmaresul în buzunar. Mulțumesc mult! Spor la treabă, pentru că de ceea ce faci dumneata alături de societatea de avocatură depind foarte multe din emoțiile noastre, așteptăm cu sufletul la gură vești noi. Mulțumesc pentru invitație și tot ce depinde de noi vom face în interesul Politehnicii. Mulțumesc. Stimați telespectatori, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului, al doilea episod cu Marcel Boban, cariera fostului atacant polist, emblematic atacant polist, și din nou lunea viitoare la Tribuna Polisportivă.